Proiectul acesta este un efort comun român-american, este un efort al CERTRO cu sprijinul United States Trade and Development Agency, pe scurt USTDA, și al companiei americane Cyber, Fidelity Cybersecurity. Prin centrul ăsta încercăm să creăm un spațiu în care să punem la comun resurse atât din mediul public cât și din mediul privat pentru a reuși să răspundem la probleme complexe din spațiul cibernetic. Finanțarea este de $400.000 aproximativ din partea USTDA, o contribuție echivalentă din partea Fidelity Cybersecurity, iar infrastructura de aici, locația, ceea ce vedeți în jurul dumneavoastră, sunt contribuția noastră, efectiv ceea ce noi deja aveam și am putut pune la dispoziție pentru acest centru, pentru acest concept. Fidelis a pus la dispoziție trei componente software, una dintre ele și, de fapt, toate funcționează în același sens. Una dintre ele este Fidelis XPS, așa se numește, este un senzor, efectiv un IPS sau IDS în funcție de cum dorim să-l folosim. Înseamnă Intrusion Detection System sau Intrusion Prevention System. Acest sistem scanează traficul din rețeaua noastră proprie CERTRO și ne ferește pe noi de atacuri de tot felul. Ce e special la această soluție Fidelis spre diferență de alte IPS-uri care sunt pe piață în momentul respectiv este dincolo de algoritmii euristici din spate, proprietari care sunt foarte, foarte inteligenți și foarte speciali, are o capacitate extraordinară de mare și este foarte scalabil, merge până la 40 de gigabiți pe secundă soluția pe care o avem noi aici, dar se poate și mai sus. Deci efectiv se uită în tot traficul nostru și în mod automat determină dacă un fișier este malware sau nu. Îl arată într-o consolă și putem să vedem cine a dorit să ne atace, de ce și prin ce metode. La subsol avem un generator electric și UPS-uri pentru că trebuie să fim funcționali 100% din timp. Activitatea noastră nu poate fi oprită de o pană de curent electric, așa că primul lucru pe care trebuia să-l spun, etajul 3 din această clădire există un data center unde avem și noi în momentul de față un server, celălalt este în laborator. Aici pe etajul 4 avem această sală pe care o vedeți și este o sală de conferințe sau de lecturi, de lecture, nu de lecturi în sensul românesc al cuvântului, o sală unde se pot ține prezentări, pot face conferințe și chiar aici am avut și lansarea centrului. Dincolo avem un laborator, așa cum am menționat, este, nota bene, nu este un data center, este un laborator de testare tehnologii. Are într-adevăr linoleum antistatic, climatizare și stingere automată de incendiu, dar este gândit cu un rac pe jumătate gol ca să avem unde pune echipamentele pe care le primim de la companiile care cooperează cu noi în acest proiect și care vor să desfășurăm activități împreună. Deci în acele racuri punem echipamentele, le avem în custodie timp de 6 luni în an, le testăm și putem să spunem despre ele care sunt capabilitățile reale, dacă am găsit ceva hibe în ele și așa mai departe. Deci asta este scopul laboratorului, practic face un fel de evaluare, un fel de test, quality assurance pe acele produse, așa fel încât noi să putem să emitem o opinie avizată despre ele, despre echipamentele respective. Vis-a-vis de laborator există încă două săli, este o sală de brainstorming, este o sală pentru discuții restrânse, care este gândită special pentru stimularea procesului creativ, pentru grupuri mici de 3-4 până la maxim 5 persoane care să stea de vorbă, arunce idei pe tablă și să nu ia să părăsească camera până nu vin cu o soluție la problema care le-a fost dată. Iar cea din urmă sală este o sală de training hands-on, unde avem momentan 10 calculatoare, putem să punem și mai multe, spațiu ne permite, și e dotată în mod special pentru
cursuri de pregătire direct la calculator, training-uri hands-on, așa cum am spus, dar poate fi folosit și ca centru de comandă și control. Avem acolo, ca și în celelalte săli, capabilități de videoconferință. În acea sală de curs avem videoconferință multipunct și, efectiv, cred că va fi cea mai solicitată și cea mai folosită dintre săli. În momentul de față, în CERTRO, sunt angajați 26 de persoane, personalul nostru propriu, iar aici, la centru, pentru început, am dislocat 5 oameni. În funcție de activități putem disloca și mai mulți. Momentan încă se lucrează, să spun, la pregătirea evenimentelor care vor urma. O să avem, spre exemplu, parteneriat cu Facultatea de Electronică, program de stagiatură în care 10 studenți de la ei vor face practica la noi. Practica asta va debuta cu niște cursuri, o pregătire minimă, iar apoi studenții vor face pentru noi niște scenarii de atac și apărare. Asta e practic cevaul productiv cu care rămânem noi în urma stagiaturii lor. Și momentan băieții lucrează în sala de curs, lucrează la scenariile astea, lucrează la evaluarea studenților. Deci am început, să spun așa, vrem să începem progresiv, am început cu un număr minim de oameni cât să poată funcționa acest centru, dar eu plănuiesc că până la sfârșitul anului să mai angajăm încă vreo 5 oameni, special pentru acest centru, care se desfășoară activitatea strict aici. Avem de gând să devenim lider regional și nu cred că suntem departe de a fi lider regional. Prin ajutorarea, prin sprijinirea vecinilor noștri, care nu sunt atât de dezvoltați, să atingă un nivel acceptabil sau un nivel minim de securitate cibernetică, să își poată pregăti oamenii și noi ne putem pregăti oamenii fără costuri, pentru că, în mod evident, în orice țară, inclusiv la noi, bugetul este o problemă, și găsim metode de cooperare cu mediul privat, așa fel încât să putem furniza instruire pentru acești oameni, să putem să le arătăm cum se face un SOC sau un CERT, un centru de operațiuni. Efectiv, le prezentăm tehnologiile care există, care sunt mai utile pentru anumite situații, care sunt utile pentru alte situații. Deci, efectiv, le dăm tot ceea ce au ei nevoie, best practice examples, guideline-uri, ce au ei nevoie ca să-și poată întări activitatea proprie la ei în țară și eventual îi putem și ajuta să identifice mecanisme de finanțare prin care să-și poată să-și dezvolte capacitatea. Există planuri de extindere. În momentul de față, m-am spus, partenerii americani, în special firma contractată și anume Fidelity Cyber Security, dincolo de partea de tehnologie și expertiză pe care au adus-o aici, se ocupă și de un studiu de fezabilitate prin care, efectiv, să înțeleagă cam cum ar trebui să arate, în final, un centru de inovare, acesta fiind doar un prototip, un pilot, și practic e folosit ca benchmark pentru acest studiu de fezabilitate. La final, ei vor spune, bineînțeles, consultându-se și cu noi și cu alți stakeholder din România, cum trebuie să arate un centru de inovare în securitate cibernetică în România, care să aibă impactul regional pe care ne-l dorim, care să aibă resursele necesare pentru a putea funcționa și pentru a putea sprijini atât companii și instituții din România, cât și din regiune. Eu sper că ar putea fi finalizat și că va fi finalizat undeva în toamnă, octombrie-noiembrie, dar da, rămâne de văzut compania contractoare dacă își respectă termenele de livrare sau dacă ne cere vreo amânare, nu știu din ce motiv. În principiu, cred că până noiembrie va fi gata.